După ce a demolat clădirile deținute ilegal de pe malul canalului Bega, administrația timișoreană promite să redea spațiul comunității. Astfel, zona din apropierea campusului Universității Politehnica Timișoara, acum o mare de pământ, va fi transformată în spațiu de relaxare și terenuri de sport. Studenții și timișorenii vor putea să se bucure din această vară de facilități, promit autoritățile. Primăria Timișoara își propune să transforme acest teren de pe malul Begăi, întins spre o suprafață de aproximativ un hectar, într-o zonă verde de recreere cu terenuri de sport și locuri pentru evenimente. Pe toată suprafața vor fi plantați sute de arbori, astfel încât întreg spațiul să devină unul de relaxare. Zona verde va apărea în locul vechilor clădiri amplasate ilegal. Victime colaterale au fost și canotorii profesioniști, a căror bază a fost și ea demolată. O situație care, spun timișorenii, trebuie rezolvată, chiar dacă zona va fi transformată într-una verde. Acum, dacă nu mai au demolat ce au demolat, e bine să pună ceva în schimb. Că mai era un teren mai jos, care era folosit înainte pentru competiții și aveau și canotorii, aveau loc. Nu știu acum, probabil, ce o să... Duce Timișoara lipsă de spații verzi sau duce lipsă de spații verzi bine întreținute? Puțin duce. Cu urbanizarea care se face momentan. Un parc, probabil. Da, un parc. Ar fi frumos. Iarbă verde și chestia cu bazele sportive care trebuie pus la punct. Zic că e foarte bine să fie spațiu verde și sport. Eu pentru asta militez. Pentru ca spațiul să devină cât mai repede unul în care timișorenii să se poată relaxa, intervin muncitorii mai multor instituții din subordinea primăriei Timișoara. Terenul este tasat cu utilaje care fac inclusiv săpături. Va fi montat un sistem de irigații și vor fi făcute reparații la iluminatul public. Reprezentanții administrației publice spun că amenajarea va fi finalizată până în vară. Sunt mai multe echipe și de la SDM și de la Horticultura și de la Colterm. Toți acum se unesc pentru a reda cât de repede acest spațiu eliberat timișorenilor. Creăm spații verzi, creăm un teren de basket, vrem să petreacă cât de mulți timișoreni timpul liber acolo, inclusiv studenții de la universități, să vină să citească o carte sau pentru mici evenimente. Eu mă aștept să fie gata într-o lună, maxim două, în funcție acum și de vreme, dar am ales o abordare rapidă, în sensul în care vom face acum o amenajare și plantări pe care le putem face acum, cu materialele pe care le avem pe stoc. Totodată, în apropierea podului Mitropolit Andrei Șaguna, unde s-a păstrat o bucată din terenul mlăștinos pe care a fost construită Timișoara, stufărișul va fi menținut și completat, iar zona va fi îngrădită. Întregul teren se întinde pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați.